Traseul transfrontalier al vinului este un proiect care contribuie la dezvoltarea capacităților de promovare a turismului și a oportunităților economice legate de producția și comercializarea vinului și a infrastructurii aferente în România și Republica Moldova. Proiectul a fost realizat în colaborare de Asociația Centrul de Dezvoltare Smart, alături de partenerul din Republica Moldova, Centrul pentru Dezvoltarea Regională Stability. Este un proiect scurt. Pe perioada unui an de zile am realizat o serie de activități care au pornit de la o cercetare prin care am dorit să identificăm potențialul de dezvoltare al turismului vitivinicol, fiindcă despre asta este vorba în acest proiect, precum și despre evaluarea valorii acestei industrii vitivinicole, despre promovarea culturii locale, despre promovarea cramelor din județele Galați, Vaslui și Iași, precum și din Republica Moldova în cadrul partenerilor noștri. În cadrul proiectului au fost realizate două rute turistice în România, regiunea Moldova, adică județele Galați, Vaslui și Iași, și patru rute turistice în Republica Moldova și Găgăuzia. Proiectul, derulat în perioada iulie 2021-iulie 2022, a cuprins de asemenea conferințe, webinaruri și vizite de studiu.